să încep să fiu succinct și să vă prezint principalele activități pe care le-am propus. Și ca program pentru a ști ce dorim să dezbatem, vă propun prezentarea misiunii, a scopului și obiectivelor Consiliului Consultativ pe probleme de tineret în municipiul Roman, anunțarea structurii organizatorice a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret, prezentarea celor 21 de membri ai biroului executiv, lansarea anunțului privind depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret, susținerea de prelegeri de către personalitățile romașcane ce activează în domeniile ce vor fi acordate în strategia pentru tineret a municipiului Roman, vă rog, doamna doctor Portiță, și stabilirea datei la care se va desfășura prima ședință organizatorică a Consiliului Consultativ în care se vor alege structurile, președintele Comisiei de Lucru și secretariatul. Prezentarea misiunii, a scopului și obiectivelor Consiliului Consultativ. Vreau să vă spun că am considerat necesară constituirea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret, structură consultativă fără personalitate juridică, care să funcționeze pe lângă primăria municipiului Roman pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Ca misiune, Consiliul Consultativ pe probleme de tineret își propune să promoveze drepturile și interesele tinerilor prin stabilirea unui dialog permanent cu actorii comunității. Scopul Consiliului Consultativ este acela de a implica tinerii în procesul de luare a deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele Consiliului Consultativ pe probleme de tineret: formarea unui spațiu în care tinerii se pot exprima, dialoga între ei, dar și cu administrația publică locală, cu factorii de decizie în problemele care îi interesează, responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme, oferirea posibilităților tinerilor de a învăța practica cetățeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării de decizii, a evaluării, precum și dezvoltarea abilităților de lider, adică de a deveni un cetățean activ. Încurajarea participării tinerilor la identificarea și rezolvarea problemelor comunității locale. Dar principala temă și principala sarcină care stă în fața noastră și a dumneavoastră este elaborarea unei strategii pentru tineret a municipiului Roman. Primăria municipiului Roman, Consiliul Local, au pus la punct mai multe strategii de dezvoltare, plecând de la strategia pe mediu, strategia pe salubrizare, strategia de reabilitare energetică, strategia de dezvoltare a serviciilor și utilităților publice, strategia de siguranță. Dar peste toate acestea există strategia de dezvoltare a municipiului cu principalele proiecte pe care le anunțăm în perioada 2015-2020 cu extensie până în 2023 conform masterplanului Comisiei Europene de la Bruxelles și a strategiei integrate de dezvoltare a municipiului Roman, care în subsidiar conține toate aceste strategii. Am considerat și sunt convins că este foarte important să avem în municipiul Roman o strategie făcută împreună cu tinerii și pentru tinerii. Deci, dincolo de forumul de dezbatere, dincolo de întâlniri, de analiza principalelor probleme, considerăm că trebuie să cuantificăm o strategie a tinerilor în care să se regăsească principalele gânduri, aspirații, proiecte ale tinerilor. Și am considerat că nu noi neapărat singur trebuie să facem această strategie, ci împreună cu dumneavoastră, pentru a fi activ în acest proces de elaborare a strategiei. Vă anunț structura organizatorică a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret. Structurile interne a acestui Consiliu Consultativ sunt plenul, comisiile de lucru, secretariatul Consiliului Consultativ, biroul executiv, care e format din 21 de membri, l-am gândit în paralel cu Consiliul Local, Consiliul Municipal, care are 21 de consilieri locali. Dorim să realizăm un organism de lucru care să meargă în paralel
cu cel ales prin vot democratic de către dumneavoastră pentru a învăța, pentru a dezbate, pentru a face schimb de experiență, dar și pentru a implementa anumite proiecte susținute de tine în discuții directe cu forumul legislativ local. Și președintele Consiliului Consultativ, membru de drept al biroului executiv, care va fi ales din cei 21 de membri, similar primarului municipiului Roman, astfel încât să avem discuții împreună, dezbateri, întâlniri la diferite activități, să mergem împreună la anumite dezbateri. Am considerat mereu că școala este cel mai important factor pentru educație, pentru instruire, pentru a consolida un comportament civic și a dezvolta etosul comunitar care există la Roman. Consider de asemenea că biserica este un factor important pentru promovarea lucrurilor bune, experiențelor pozitive, comportamentelor adecvate, dar consider că administrația publică locală nu trebuie să fie un spectator care să asiste la activitățile de educație, de instruire. Și de aceea dorim să implicăm activ administrația publică locală ca în acest triumvirat școală, biserică, primărie, să putem împreună cu tinerii de Roman să lucrăm, să contribuim din interior cu ei și pentru ei în dezvoltarea unei atitudini civice moderne la nivel european. Iar acest lucru îl putem face doar împreună. Câteva date despre fiecare în parte. Nu vreau să vă plictisesc, nu vreau să lungesc, dar câteva lucruri trebuie să vi le spun ca să le cunoașteți. Plenul. Conform articolului 6 din regulament, plenul este structura internă de conducere cu rol deliberativ a Consiliului. Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența Consiliului. Membrii reprezentanți în plen pot fi doar tineri, cetățeni cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, conform legislației în vigoare. Componența Consiliului Consultativ pe probleme de tineret este deja stabilită pe baza proceselor verbale primite de la fiecare unitate de învățământ gimnazială și licială din municipiul Roman, prin care consiliile școlare ale elevilor și-au desemnat reprezentanții în Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, dar și pe baza proceselor verbale primite de la cele două școli posticiale sanitare din Roman, de la Institutul Francescan din Roman și de la 5 ONG-uri de tineret din municipiu. Plenul are următoarele atribuții. Propune municipiului Roman, municipiul Roman fiind persoana juridică reprezentată prin primărie, modificarea prezentului regulament atunci când consideră necesar. Alege sau revocă membrii biroului executiv. Alege, respectiv revocă, președintele Consiliului. Stabilește numărul comisiilor de lucru și domeniile pe care acestea activează. Adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului. Aprobă regulamentul intern al Consiliului. Plenul se întrunește semestrial, adică de două ori pe an, o dată la 6 luni, deci în ședințe ordinare sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar. Convocarea se poate face de președinte prin secretariatul Consiliului sau de cel puțin o treime din membrii cu drept de vot. Sesiunea plenului se consideră regulamentară la prima întâlnire numai în prezența a minimum jumătate plus 1 din membrii cu drept de vot, iar la a doua întâlnire, dacă nu s-a putut constitui la prima, în prezența minimum o treime plus 1 din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care de fiecare dată din cele două nu se întâlnește cu sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară. La sesiunea ordinară sau extraordinară pot participa ca invitați reprezentanți desemnați din partea oricărei structuri care solicită să fie prezent pentru a-și exprima anumite puncte de vedere sau
plenul, dacă invită pe cineva pentru a-și expune anumite gânduri, proiecte, reprezentanții municipiului Roman sunt participanți de drept la ședințele plenului. Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale, hotărârile plenului se adoptă cu votul majorității. Am încercat să avem un paralelism de funcționare similar cu cel al Consiliului Local, dar și cu a Comisiilor Europene de Tineret care funcționează la Bruxelles. Modificarea regulamentului se face numai cu avizul municipiului Roman, persoana juridică care tutelează, la propunerea a cel puțin jumătate din membrii cu drept de vot ai plenului. Biroul executiv, deci am scos numai un extras ca să știți fiecare cu ce se ocupă, care sunt atribuțiune, ce drepturi aveți, cum lucrați și care este modul în care să vă manifestați solicitările sau implicarea activă în lucrările acestor structuri. Biroul executiv are următoarele atribuții. Pune în aplicare hotărârile plenului, adică plenul e un fel de parlament și biroul e un fel de guvern. Adoptă decizii în vederea exercitării atribuțiilor sale, elaborează regulamentul intern al Consiliului, desemnează secretarul biroului executiv, desemnează componența membrilor din fiecare comisie, care trebuie să o facem la ședința următoare pe care o să vă propunem, tocmai pentru a vă ajuta. Noi deja am structurat comisiile, am stabilit temele de lucru, am stabilit data următoarei ședințe prin care o adoptăm prin vot, ori alt lucru pe care dumneavoastră îl considerați că s-ar plia mai bine, doriți să-l personificați, se poate modifica tot în ședință de plen. Dar deocamdată am creat premisele pornirii la lucru a acestei noi instituții. Elaborează, așa cum am spus, regulamentul, desemnează secretarul, desemnează componența membrilor comisiei, se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, ca și Consiliul Local. Sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor se face de regulă cu două zile calendaristice înaintea datei stabilite de către președinte de comun acord cu municipiul Roman prin secretariatul Consiliului. Elaborează raportul anual de activitate pe care trebuie să îl prezinte, elaborează proiecte studii în domeniul tineretului, decide înființarea de subcomisii și grupuri de lucru cu caracter temporar și nominalizează componența membrilor acestora. Deciziile biroului executiv se adoptă prin consens. În cazul în care, pe anumite probleme, nu poate fi realizat consensul deciziilor, se va lua în calcul votul majorității. Reprezentanții municipiului Roman sunt participanți de drept la ședințele biroului executiv. Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, stabilite de plen, conform prezentului regulament, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru. Și o să vă prezentăm principalele domenii de lucru pe care le propunem pentru debut. O comisie este formată din reprezentanții aleși de rândul membrilor biroului, exact ca la Consiliul Local. Un membru al biroului executiv nu poate face parte din mai multe comisii de lucru, ci doar dintr-una. Membrii fiecărei comisii de lucru, după ce s-a constituit comisia și știm componența, își desemnează un președinte de comisie și un secretar de comisie, la fel ca la Consiliul Local. Comisiile de lucru au ca atribuții principale elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile lor de activitate, iar modul de desfășurare a activității comisiilor este stabilit de către biroul executiv prin regulamentul intern. Din cadrul Consiliului pot face parte reprezentanța structurilor de tineret cu activitate la nivelul municipiului Roman astfel. Și au fost nominalizate atunci când noi le-am înaintat unităților școlare. Președința Consiliilor Școlare ale elevilor din unitățile de învățământ, președinții organizațiilor studențești din unitățile de învățământ romașcane,
reprezentanți desemnați din cadrul fiecărui nivel de școlarizare de la fiecare unitate de învățământ din municipiul Roman, reprezentanți desemnați de către fiecare organizație neguvernamentală de tineret cu activitate în municipiul Roman, reprezentanți desemnați de către fiecare grup informal de tineret recunoscut de către municipiul Roman. Componența, și încă o dată revin să fie lucrurile foarte clare, componența biroului executiv, și imediat veți lua contact cu reprezentanții acestui birou, s-a stabilit pe baza proceselor verbale primite de la cele 13 unități de învățământ gimnaziale și liceale, prin care consiliile școlare ale elevilor și-au desemnat reprezentanții în Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, dar și pe baza proceselor verbale primite de la cele două școli post-liceale sanitare, de la Institutul Francescan din Roman, deci învățământ universitar, și de la cele 5 ONG-uri de tineret din municipiu. Conform regulamentului adoptat, elevii desemnați de unitățile de învățământ și reprezentanții ONG-urilor au completat câte un formular de adeziune la Consiliul Consultativ pe probleme de tineret. În cele ce urmează, am să vă propun prezentarea celor 21 de membri ai biroului executiv, așa cum ne-au fost ei propuși de către unitățile școlare, și o să, după ce invit pe scenă, o să vă fac invitația să validăm în plen această listă, cu toate că ea a fost desemnată la nivelul fiecărei unități. Iată-i pe cei 21 pe care îi și invit să vină aici pe scenă în fața dumneavoastră. Școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman, Nicolae Ioan, clasa 7-a B. Să-i și aplaudăm în același timp. Sunt colegii dumneavoastră care vă vor reprezenta, iar dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți la activitatea lor. Și acolo unde merge bine să-i promovați, iar acolo unde nu merge bine, îi dăm afară și noi cu invoații mai buni. Vă rog frumos să luați loc. De la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Vartolaș Timea Ștefana, de la clasa 7A. Școala gimnazială Mihai Ieminescu, Grumezescu Diana Andreea, clasa 7A. E bărnavă? Ne pare rău. Să vină la prima ședință pentru... La școala gimnazială Calistrat Bogaș, Hanghicel Mihai Răzvan, clasa 7A. Școala de artă Sergiu Celibitache, Martonca Luiza, clasa 8A. Liceul Tehnologic Vasile Sav, Mititelu Tiberiu, clasa 11A. Colegiul Tehnic Petru Poni, Puiu Ștefan Constantin, clasa 11A. La Colegiul Tehnic Danubiana, Palaghia Andrei Plătuț, din clasa 12A. Nu știu dacă a ajuns, a fost plecată pe o delegație, am înțeles, într-un proiect. A ajuns, ne bucurăm. Hai, Andrei. Colegiul Tehnic Miron, Ienea Larisa Maria, clasa 11A. Liceul cu program sportiv Minuț Marin Denisa, clasa 9-a. Da? Este plecată la Olimpiada Națională, da? Figurăm succes să vină cu premiul de acolo. De la Colegiul Național Roman Vodă, Bandur Mihai Alexandru, clasa 11-a. Liceul Teologic Episcop Melchisedec Tănasă Cristiana, clasa 10-a. Liceul Teologic Roman-Catolic Sfântul Francis de Assisi, Buduroi Marcelin, clasa 11-a. Știm că este plecat la Olimpiada Națională. Îi urăm și lui succes să vină cu premiul de acolo. Institutul Teologic Roman-Catolic Copzaru Adrian. Student la institut. La elită. Școala Posticială Sanitară Moldova. Tudor Denisa Ioana, anul 2, dacă este prezentă, să vedem despre ce e vorba. Și eu propun și biroul să fie foarte clar, acolo unde avem sincope în funcționare, nu ne rugăm de nimeni.
luăm măsuri și locuim. Adică, unii la Olimpiada Națională înțeleg, nici nu comentez, ar putea să fie un motiv întemeiat. Tot școala posticială preuniversitară Roman Mușa, Vârvăroi Diana Ionela, anul întâi. Asociația People to People, Ana Maria Tihon, membru al asociației. Asociația Mușatine Roman, Maria Buciumanu, voluntar. Asociația Tinerilor Romașcani de promovare a drepturilor omului Miron Costin Roman, Crețu Cristiana Andreea, clasa 11-a. Asociația de formare în educație formală și non-formală, Obădeanu Alexandru Ștefan, membru al asociației. Clubul Roman al Asociației din România Tinerilor, Lavinia Nou, vicepreședinte. Acestea sunt cei care formează biroul. Acestea sunt tinerii care au fost desemnați de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră în fiecare din unitățile școlare, gimnaziale, liceale, universitare sau ONG-uri, încât îi felicit, le urez mult succes, să fie foarte serioși, foarte implicați, vor avea noi un partener care le va împărtăși din experiență și va fi mereu alături de ei. Această garanție este dată și de faptul că vin din învățământ, am fost profesor, diriginte, director de unitate liceală, iar lucrul cu tinerii mi se pare cel mai frumos lucru posibil. Pentru că acolo găsim energie, inițiativă și entuziasm. Ne bazăm pe dumneavoastră și vă invit să vă bazați pe noi. Să lucrăm bine ca să facem lucruri frumoase împreună. Să-i aplaudăm încă o dată, vă rog să vă invitați. Și vă rog să luați loc, iar acum, dacă este cineva, știți cum se întâmplă treaba uneori la căsătorie, dacă cineva are ceva de spus să spună acum sau dacă nu să tacă pe vecie, eu vă spun să nu tăceți pe vecie, ci să fiți mereu atenți cum funcționează, mereu să fiți inovativi, mereu cu spirit de inițiativă, orice lucru care nu merge să-l sancționăm și să-l facem să meargă. Sunt observații? Dacă nu sunt, vă supun validării plenului biroul pe care l-ați desemnat. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă! Abțineri! În unanimitate biroul este validat! Felicitări! Lansăm așadar astăzi anunțul privind depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului Consultativ. Fiecare din cei prezenți aici are în graniță bastonul de mareșal. Important este să știe să-l lustruiască și să-l ridice cât mai sus. Asta înseamnă că trebuie să-și prezinte voința prin care dorește să devină și trebuie să-și prezinte programul electoral. Voi face precizări despre acest lucru, dar pentru aceasta vreau să vă aduc la cunoștință care sunt atribuțiile președintelui Consiliului Consultativ. Reprezintă Consiliul Consultativ în raporturile cu municipiul Roman, conduce ședințele Consiliului Consultativ, emite dispoziții pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Consultativ și coordonează activitatea acestuia. Prezintă raportul anual de activitate, îndeplinește orice altă sarcină conform regulamentului intern al Consiliului Consultativ. Membrii biroului executiv au dreptul de a candida pentru funcția de președinte. Pentru aceasta trebuie să facă următoarele. Și aici vă rog dumneavoastră să fiți foarte atenți. Să-și depună candidatura la camera 59, etajul 2, Serviciul Monitorizare, Control și Marketing Instituțional, până la data de 6 mai 2016. 6 mai 2016. Să prezinte colegilor în următoarea ședință de plen
Și vă propun ca următoarea ședință de plen să aibă loc pe 12 mai. Este cineva împotriva acestei date? Cine este pentru ca ședința următoare să aibă loc pe 12 mai? Vă mulțumesc! Sunt împotrivă? Abținem în unanimitate. Deci 12 mai rămâne data în care candidații vin și vă prezintă programul lor electoral, adică ceea ce își propun să facă în birou, în consiliu pentru tine, motivele pentru care doresc să devină președintele consiliului, adică o argumentație a motivărilor, iar pentru alegerea președintelor vor vota membrii pe plenului. Votarea are loc în fața publicului cu buletine de vot care se vor introduce în urna care se va afla aici, în această sală. Iar rezultatul votării se anunță pe loc, imediat. Așadar, în etapa a doua a demersului nostru, astăzi fiind prima etapă, vom desfășura alegerile președintelui Consiliului Consultativ pe 12 mai. De asemenea, tot cu această ocazie, doresc să alegem și comisiile care vor fi funcționale pe domenii. Așadar, v-am propus următoarele comisii, educație și formare. Și despre această temă vă va spune câteva cuvinte doamna profesor Adriana Petrovici. Domeniul cultural, o altă comisie. Și despre acest domeniu vă va spune câteva lucruri doamna Cristina Pânainte, directorul Bibliotecii Municipale George Radu Melinor. Comisia de muncă și dezvoltare profesională, care vine în întâmpinarea tânărului și îl ajută să facă alegerile potrivite legate de educația și cariera sa, contribuind astfel cu succes la buna lui dezvoltare personală. O prezentare ne va face aici doamna Iuliana Grecu, director de resurse umane, grupul de fitness Milodava Academie. Comisia Sănătate și Asistență Socială. Sunt convins că avem foarte multe subiecte de dezbătut, foarte multe gânduri pe care să le transformăm în idei, idei în proiecte și proiecte în fapte. Despre acest lucru o să vă transmită un mesaj doamna dr. Maria Tălmăcel, coordonatorul Centrului de Primire Urgență a Spitalului Municipal Roman. Comisia Sport înseamnă sănătate, ne aduce bucurie și despre acest domeniu și importanța practicării sportului ne va vorbi doamna Elisabeta Lază, antrenor la Clubul Atletic Roman. Tinerii plecați în voluntariat trebuie să perceapă beneficiile participării la asemenea evenimente, deoarece fiecare din aceste domenii a fost reglementat, inclusiv la nivel local, la comisiile Consiliului Local, dar și prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul structurii organizatorice ale municipiului Roman. Vreau să vă spun că până la această dată, la propunerea mea și cu votul Consiliului Local, avem aprobat tot demersul legislativ care asigură funcționarea Consiliului Consultativ pe probleme de tinere, dar și regulamentul cu privire la activitățile de voluntariat a primăriei municipiului Roman. Despre participare și activitate de voluntariat vă va vorbi domnul profesor Ovidiu Albert, președintele Asociației Mușatini. Așa cum vă spuneam, comisii de lucru se vor constitui în cadrul Consiliului Consultativ, vor avea ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul de lucru. Fiecare comisie va elabora propriul plan de activitate, va face un dosar de probleme, va elibera rapoarte despre activitatea sa, prezente apoi la ședințele ordinare ale plenului. Membrii biroului executiv vor transmite consilierului educativ din fiecare unitate școlară problemele din comisia din care face parte, care la rândul său va duce la cunoștința dirigenților temele pentru a fi diseminate în cadrul orelor de dirigenție, educație civică sau educație antreprenorială. Fiecare unitate de învățământ va transmite concluziile prin reprezentanților desemnați către comisia din care face parte. Președinții, respectiv reprezentanții ONG-urilor, vor discuta temele în cadrul ONG-urilor din care fac parte. Toate concluziile temelor vor fi centralizate de președintele comisiei care le va prezenta la biroul executiv. Așadar, vreau acum, pentru a nu mai lungi lucrurile, să invit pe
reprezentanții comunității romașcane, care au deja în spate o activitate în domeniile de lucru ce vor fi abordate în comisiile pe care le-am prezentat. Am să invit acum pe doamna profesor Adriana Petrovici de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, vorbind despre educație și formare, să vă adreseze mesajul domniei sale. Vă rog! Bună ziua și vă salut și vă felicit pe toți cei care sunteți în sală și pe colegii voștri care împărtășesc aceleași idei cu voi, dar nu sunt prezenți. Felicit Municipalitatea Orașului Roman pentru această inițiativă, pentru că vă ajută să vă formați ca cetățeni interesați de ceea ce se întâmplă în comunitatea voastră, doar nici să participați și, de ce nu, să vă impuneți punctele de vedere acolo unde credeți că dezvoltarea viitoare nu este în interesul generației voastre și a generațiilor care vor urma după voi. Pentru că avem o țară frumoasă, un loc minunat și avem și datoria să-l păstrăm frumos, să-l păstrăm curat și să-l dăm mai departe viitoarelor generații la fel. Nu o să lungesc vorba, pentru că sunt mai mult un om al faptelor decât al vorbelor. Recunosc că nici nu am talentul să țin speech-uri de valoare în fața asistențelor. Sunt mai bun în domeniul meu, mă pricep mai bine la limite și integrale. Dar pentru că iubesc copiii, pentru că iubesc oamenii, pentru că le doresc din tot sufletul ce este mai bun, m-am dedicat cu dăbire meseriei de dascăl, o meserie specială, o meserie frumoasă, care este foarte grea, care presupune efort enorm de multe căutări în activitatea de a de zi cu zi, de a răspunde așteptărilor elevilor. Și de a-i ajuta să se descopere, să-și descopere calitățile, de ce nu să-și cunoască defectele, pentru că este singura șansă de a își forma o personalitate, de a-și clădi o carieră, de a fi fericiți ei și implicit de a dărui fericirii celor din jur. O să încep cu un mic citat în care cred cu tot sufletul că educația face diferența și că educația este pilonul principal al dezvoltării voastre și că este nevoie de educație în orice moment și să nu abandonați ideea învățării până la atunci bătrâneți. Și unii dintre profesorii voștri vă sunt de exemplu, pentru că ei continuă să învețe, chiar dacă sunt în pragul carierei profesorale, de exemplu, cum sunt eu. Da, o să încep cu un citat scurt din Victor Hugo, care spunea că tinerețea este zâmbetul viitorului în fața unui necunoscut care este însuși viitorul. Și că răsuflarea puternică a tinereții și motivația este speranța și încrederea că va reuși să împlinească ceea ce visează și ceea ce își dorește. O să plec de la câteva considerații ale generației mele. Regret că spun generația mea, dar toți avem nostalgia tinereților noastre. Și să vă spun că am fost formată în familie și în școală să am credințe, să am principii și să mă strădui să nu le încalc, ceea ce vă doresc și vouă din tot sufletul. Am fost învățată să am obiective imediate și de perspectivă. Am fost învățată să am model. Toată viața am avut model. Începând de la cei din familie, începând de la profesorii mei din școală generală, din liceu, din facultate și ulterior,
în profesorii pe care i-am găsit în școală când am început cariera didactică și cărora le datorez enorm de mult. Facultatea m-a învățat matematică, dar colegii mei, cărora le pot și astăzi o deosebită recunoștință, m-au învățat să fiu profesor. Vă spun aceste lucruri pentru că regret, constat cu regret în ultimii ani, că colegii voștri, voi sunteți aici cei mai buni, cei mai motivați pentru dezvoltare, pentru împlinirea voastră, pentru a valorifica ceea ce primiți de la natură, de la părinți, de la profesori. Dar știți realitatea din școli. Știți, lucrând în școală, știu foarte bine ca și voi, că colegii voștri au așa niște sloganuri, niște sintagme de tipul adolescența e scurtă, trebuie să ne o trăim. Și este foarte adevărat. Nu își creează modele sau își găsesc modele în aparițiile de la televizor și nu din adevăratele personalități ale acestui loc, ale țării noastre sau cele mondiale. Și din acest motiv, cred că atunci când vă elaborați strategia, trebuie să aveți în vedere să vă direcționați activitățile spre aceste lucruri, să-i faceți pe colegii voștri în activitățile pe care le veți organiza, să înțeleagă că este nevoie să aibă obiective de moment și de viitor, că este o nevoie să aibă niște modele spre care să tindă, pentru că dacă nu ai un trecut, n-ai cum să ai un viitor. O să încerc să mai scurtez din ceea ce mi-am conspectat. Da, vreau să vă spun că trebuie să aveți dorința de a promova, de a crede, de a purta cu voi, de a promova adevăratele valori și nu valorile false. Sunt de acord cu voi că societatea se schimbă, este într-o perfectă, într-o perpetuă acumulare, datorită tehnologiei, datorită progresului. Dar există un curriculum core, niște valori fundamentale pe care trebuie să le însușiți, pe care le dă familia, școala, biserica. Și să nu renunțați niciodată la ele, să încercați să faceți cât mai puțini compromisuri. Vreau să vă spun că eu, ca profesor, am înțeles această schimbare a mentalităților. Facultatea m-a învățat că trebuie neapărat să, ca să fiu un profesor bun și apreciat, trebuie să creez olimpici. M-am străduit, dar nu am reușit foarte mult. Iar eu am reflectat asupra acestui lucru și am înțeles într-o zi că datoria mea, acolo la Liceul Tehnic unde muncesc, alături de colegii mei, este să dau societății, ele foarte bine pregătiți, care să fie viitori ingineri sau muncitori. Deci am avut un obiectiv la finalul facultății, dar mi l-am schimbat de parcurs pentru că am înțeles că asta trebuie să fie rostul meu acolo. Ulterior am înțeles că nu e suficient mai să fiu bun specialist, să fiu apreciat de elevii mei, să fiu apreciat de colectivul în care lucrez, că este important să devin un educator al timpurilor în care trăiesc. Am învățat să scriu proiecte, le-am implementat, am învățat să lucrez cu tinerii foarte mult și în afara clasei. Deci, voi, generația actuală, vă sugerez să vă canalizați strategia și activitățile pentru a ajuta tinerii să facă față acestor schimbări, să se pregătească zi de zi. În educația de la școală, în educația formală, non-formală sau informală, pentru că aveți diverse surse de a vă educa și de a învăța, să înțelegeți că trebuie să tindeți mereu spre a acumula cât mai mult, a acumula o cultură generală, a acumula o cultură de specialitate care să vă ajute în viitor și să vă ajute să vă adaptați din mers la orice schimbare pe care vă va cere viața. Și vă mai spun un lucru. Vă rog, încercați să tindeți spre performanță, spre excelență, să fim cât mai buni.
pentru că numai astfel vom genera binele și în jurul nostru. Mediocritatea care caracterizează spre regretul meu o bună parte, un procent destul de mare din, dintre colegii voștri, nu ne face cinste și mai ales nu vă valorificați adevăratele calități cu care v-ați născut. Sunteți inteligenți, mult mai inteligenți decât generațiile anterioare. Sunteți frumoși, sunteți sănătoși, sunteți creativi. Toate lucrurile astea trebuie să le valorificați pentru dezvoltarea propriei personalități și pentru a reuși să fiți voi fericiți, pentru că dacă voi sunteți mulțumiți și fericiți, cu certitudine veți genera și în jurul vostru bine, fericire și împlinire. Și în felul ăsta toată societatea. Dacă fiecare învățăm să fim foarte buni la locul nostru de muncă, acolo unde ne ducem activitatea, această sumă de bine se va generaliza. La finalul facultății, țin minte că unul din profesorii noștri ne spunea, oriunde te vei duce și vei fi profesor, într-un cătun, într-un oraș, într-o indiferent din unitatea școlară, străduie-te să fii mereu cel mai bun. Nu știu dacă am fost cel mai bun, sunt mulți colegi de-ai mei valoroși, foarte valoroși, dar știu precis că am luptat și m-am străduit eu să fiu cât mai bine bună și mai ales să insuflu dorința din performanțele elevilor mei. Și parțial cred că am reușit. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos pentru cuvintele de învățătură. Acum am să vă zic două vorbe până la invitatul următorul, să deschidem puțin atmosfera. Apropo de a învăța, Seneca spunea că și bătrânii trebuie să învețe, deci ceas de ceas, zi de zi învățăm. Și apropo despre acest lucru, foarte bine s-a spus, trebuie să fim bine verticalizați pe propriile picioare. Un tânăr a terminat școală și a cam scăldat-o așa prin școală. Nici prea prea, nici foarte foarte, mai mult parcă nu se poate. Și la un moment dat, după ce a terminat el, tatălui nu l-a putut lăsa așa în mediocritate, ci i-a găsit undeva un post și să-l trimită pe acel post. Seara înaintea plecării stăteau de vorbă și îl împovățuia. Uite, tată, când ai să ajungi acolo, te prezinți, pui din partea cui vii, să saluți, să vorbești frumos, să fii respectuos, dar să nu te arunci prea tare în discuții, să nu te arăți de la început că știi tu, să stai mai rezervat. Tatăl știa ce are acasă. La care tânărul îi zice, bine, tată, dar dacă mă duc acolo și mai mult o să tac așa, ceilalți nu o să creadă că sunt prost, zice, ba da, o să creadă, dar dacă ai să încerci să vorbești, o să-și dea seama. Așa că este foarte important fiecare să ne zbatem pentru a fi cât mai buni. Unul la muzică, unul la desen, unul la sport, unul în istorie, unul în matematic, unul în medicină. Fiecare după cum simte, fiecare avem un destin și o menire. Dar pe acea potecă pe care mergem, să încercăm să fim cât mai buni. Și invit cu această ocazie pe un al doilea vorbitor, pe doamna director Cristina Panainte, directorul Bibliotecii Municipale George Radu Meridon. Să mai îngăduie un pic, pentru că pentru ei facem această activitate și încercăm, știți ce se întâmplă? Cred că sunt preocupări, cred că s-ar putea anumite lucruri să nu vă suscite chiar imediat interesul, dar să știți că o indiferență astăzi față de acțiuni pentru voi, sigur aduce mâine o neglijență pentru voi din partea altora. Pentru că așa cum o să vă învățați să vă tratați propriile probleme, având seriozitate în abordarea lor și căutând soluții și în același timp promovându-vă problemele în fața altora, așa o să aveți în respect relații
care de-a lungul vieții o să vă trateze. Ieșim mereu de pe drum, pe arătură, n-ai să ai cum niciodată să ai pantofii trăsuiți. Căutăm drumurile mai scurte și potecile mai întortocheate, de obicei ajungi să te mușești și prin mocirile. Haideți să încercăm pe parcursul unei jumătăți de oră și am să rog și pe vorbitor să fie cât mai succinți, pentru că nu facem niște prelegeri seminariste sau referate științifice, ci să transmitem niște gânduri pe care apoi să le coagulăm, să le cuantificăm la nivelul comisiilor și lucruri pe strategii. Dar în același timp, cred că sunt lucruri foarte importante pentru voi. Nu fugiți de problemele voastre, căutați-le soluții. Nu le neglijați, căci mâine vă vor neglija alții pe dumneavoastră. Haideți împreună astăzi, când vedeți că există o deschidere aici, să o fructificați. Poate mâine, altul nu mai are aceeași deschidere. Poate mâine, oamenii sunt mai preocupați sau apar alte probleme. Poate mâine, vin lucruri care deja pot să întunece viitorul. Haideți să aprindem luminița noi astăzi, ca să asigurăm lumina de mâine. Și vă invit, pe parcursul anului jumătăți de oră, să mai răbdați, să mai învățați, să mai ascultați și apoi să plecăm de aici cu toții cu niște lucruri pe care să le gândim cum să le facem pe viitor cât mai bine pentru voi. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Și meseria de bibliotecar nu este o meserie spectaculoasă. Bibliotecarii nu au descoperit magii de galaxii, nu au lansat teorii senzaționale, au făcut secole de-a rândul un lucru de micară. Au dus mai departe cuvântul scris adunat în paginile cărților. Pentru că trebuie să știți că există o sferă a cunoașterii la care nu putem accede decât prin carte. Probabil că așa și-a apărut ideea de carte, neputând cunoaște de lumea în ansamblul ei, era nevoie de un procedeu care să facă posibilă această cunoaștere. Nu este intenția mea să minimalizez importanța celorlalte mijloace de comunicare. Suntem la un clic distanță de orice informație, numai că, atenție, informația venită în mediul online nu este întotdeauna o informație veridică. Și să revenim la carte, aș fi vrut astăzi să-l aduc cât mai multe cărți, fost imposibil. Am ales însă una din ele, o carte a unui autor francez, André Mauroy, membru al Academiei Franceze, intitulată Scrisoare deschisă către un tânăr. Este carte pe care ar trebui să o citiți. Aveți, dumneavoastră, aveți exact vârsta la care trebuie să citiți această carte, de altfel și această carte. Și am ales de la André Mauroy patru reguli pentru viață la începutul vieții unui tânăr. Și anume, prima dintre reguli este aceea că trebuie să trăiești pentru altceva decât pentru sine. Omul care realizează asupra lui însuși va găsi mereu mii de motive să fie nefericit. Cea de-a doua regulă este că trebuie să acționezi. În loc să ne lamentăm pe marginea absurdității lumii, să încercăm să transformăm mica regiune în care trăim. Nu vom putea să schimbăm tot universul, dar obiectivele noastre sunt mai apropiate și mai simple. Să ne facem meseria, așa cum s-a mai spus, să o alegem înțelept, să o cunoaștem și să o stăpânim cât mai bine. Fiecare are raza sa de acțiune. Eu scriu cărți, tâmplarul îmi asamblează rafturile bibliotecii, polițistul dirigează circulația, inginerul construiește, primarul administrează localitatea. Toți, dacă sunt ocupați
până peste cap cu treburile pe care știu să le facă bine, sunt fericit în momentul în care acționează. Cea de-a treia regulă este că trebuie să crezi în puterea voinței. Nu este adevărat că viitorul este în întregime predeterminat. Un om, un mare om, poate modifica cursul istoriei. Oricine are curajul de a vrea, își poate schimba propriul viitor. Și în fine, cea de-a patra regulă, trebuie să fii dintre cei care nu dezamăgesc niciodată. Fidelitatea nu este o virtute ușoară, însă trebuie să găsim calea în care să fim totdeauna oameni de nădejde. O să vă mai spun o mică anecdotă, tot cu legată de carte. Protagoniștii sunt doi scriitori foarte cunoscuți, Nescu și Titu Maiorescu. În anul 1874, pe când Nescu se afla la studii la Berlin, ca bursier al societății Junimea, Titu Maiorescu i-a făcut propunerea să fie directorul bibliotecii Centrului Universitar din Iași. Eminescu a acceptat, a venit în țară, cu o zi înainte, de pe drum, cu niște haine mai obosite, cu niște diete nu tot mai noi. Titu Maiorescu l-a întâlnit, i-a dat niște bani să-și cumpere diete și haine noi, pentru că urma să depună jurământul în fața rectorului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, nimeni altul decât Ștefan Micle, soțul Veronicăi Micle, pe care Eminescu o cunoscuse în urmă cu vreo 2 ani la Viena, dar despre asta o să vă povestesc altă dată. Cum vă spuneam, s-au întâlnit, au pus la cale unele detalii, în urmă a doua zi să se întâlnească în fața universității și să meargă împreună în fața corpului profesoral să depună jurământul de director al bibliotecii. Zis și făcut, s-au întâlnit a doua zi, Eminescu a venit spre stuparea lui Titu Maiorescu cu aceleași haine, cu aceleași diete și a întrebat. Ți-am dat bani, să-ți cumpere piete și haine, la care Mihai Eminescu a scos din buzunar două cărți, ghiote și haine. Mi-am cumpărat exact ce mi-ai spus. Nu asta mi-ai spus, eu așa am înțeles. În încheiere vreau să vă spun ca un îndemn mobilizator cuvintele pe care Regina Isabela le-a spus lui Cristofor Corup când a plecat în căutarea lumii noi, când dorea să găsească, de fapt, un alt drum spre Asia și a descoperit America. Demnul era cam așa, plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există încă, Dumnezeu îl va inventa intradins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Îndrăzniți, dragii mei, să rămâneți pururi, la fel de tineri, frumoși și de neșterți, vă asigur de toată privirea mea, sper într-o lungă și frumoasă colaborare. Mult succes!